Bună ziua, dragi și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Deși duminica, hai să o spunem, Mihaela, tu te fereai să o spui. De ce să o spunem? Pentru că am avut această discuție și altă dată despre ceea ce se întâmplă cu școala noastră, școala românească, și nu mai peste tot se întâmplă mare așa, același lucru. Părinții sunt ușor de manipulat, fantastic este, sunt ușor de manipulat de către cuplu elev-profesor. Da? Este o durere imensă pe care voi părinții numai în anumite situații o sesizați. Deci așa, asta se întâmplă. Și părintele refuză să creadă că este situația asta grea. O să mai discutăm. Normal, tata, un copil de 10 la clasă, normal tata, că refuză să crezi că el știe tot. Dar eu am pățit-o în cariera mea de zeci de ori, de sute de mii de ori. Când am îndrăzit să spun, a venit câte un părinte la mine să spun câte ceva despre copil, sub ochii tăi, ți-amintești? Tatăl, când a venit cu fetița de clasa 8-a, cu Nicoleta, da? Și am spus tatălui că este o problemă și în condițiile astea nu va lua examenul de capacitate. Știi cât are acum? Tu ce bănești tu așa după subiecte care le-am făcut la niciodată? Mai mult de 3 nu are. Mai mult de 3 nu are. Deci eu garantez pe asta. La simulare. La simulare, da. Mai mult de 3 nu are. Acum este foarte repede astupată această situație, că eu s-o fac pregătire, s-o fac de investiții mari, imensă. Cum? Au fost subiectele foarte grele. Asta e soluția. Profesorul a sărit. Dacă s-ar aduna banii ăștia, cineva ar putea să facă, să-i vedem la un loc toată suma asta care se adună de pe meditații, ar fi imens. Exact. Este, cum să spun, cred că e 10.000 din bugetul țării. Nu știu cât de mult exagerez, dar este o imensă investiție. Corect. Și acum acești oameni care sunt participanți la această minciună, ei profesorii, ca să-i poate liniști pe părinți. Nu au decât soluția asta. Să-i poate liniști, sar și spun. Subiecte fantastice. N-am mai fost niciodată în istoria. Da. De subiecte de olimpiadă. Asta e drama mare. Deci de aceea lucrurile sunt foarte complicate. Foarte greu să mișcă. Mi-ai povestit că ai citit proiectul acesta de... Da. Da? Proiectul de salarizare. Am zis că să mă linșeze decât să-l aprob. Da. E foarte tare. Proiectul de salarizare a bugetarilor? Da. Este soluția pentru momentul. Este soluția și cred că e... Deci e unică, alta nu există și dacă s-ar merge pe ideea dumneavoastră și mai ales că ați și afișat-o și pe blog și pe Facebook și peste tot, dacă cineva ar auzi și s-ar ocupa, ați fost la guvern, văd că... La guvern, la președinte. La președinte, ați fost peste tot, dacă cineva ar vrea. Nu știu, consilier cred că trebuie să vă ia. Nu mai e, vedeți, nu mai e de ajuns doar hârtiile duse. Nu. Pentru că ei acum, ca să facă efortul să înțeleagă mecanismul acestei idei pe care mare. Este imens, este foarte mult. Și de teamă ca nu cumva să fie și ei afectați, merg mai varianta că nu îi interesează. Cu siguranță, cu siguranță foarte mult vor fi afectați. Fără discuții. Dar aceasta este oglindă. Nu știu dacă mă crezi. Este oglindă a ceea ce se întâmplă în România. A pus asta, nu dai pe nimeni afară. Corect. Deci nu faci niciun efort. Se lămurește tot ce înseamnă examenul de admitere, toată povestea. Dar pe criterii de performanță. Măi, ești bun. Ești în postul de unde trebuie și ești plătit bine. Exact. Ești slab. Păi n-ai ce. Cum să ne norocești copiii aceștia, mă, Mihaela? Cum să faci? Așa s-a ajuns datorită incompetenței aceste care... Da, dar semnalul de alarmă ar trebui tras de către cei de sus, vedeți, nu zic de plan pe plan local, în urma acestor rezultate la simulări, la examenele de capacitate, de bacalaureat, asta nu e de anul ăsta, domn profesor. Nu e de anul trecut. Nu mai vine din timp. Mi-aduc aminte că într-un an, când a terminat nepotul meu, dintr-un liceu la care dumneavoastră ați predat și ați avut problemele la care le-ați avut, pe care le-ați avut, din acel an am impresia că 2 sau 3 au luat bac. Din toate clasele de-a 12 și erau multe tare. Am mai povestit și altă dată. Am fost la vicepreședinte la o comisie de bacalaureat undeva la Comănești. În 89. Am avut în subcomisia mea 92 de elevi. Subcomisia, vicepreședinte fiind, am condus echipa aceea de 92 de copii. Cu profesori care am avut toată activitatea. Practic am răspuns de bacalaureat de la momentul în care s-a deschis activitatea și până când trebuie să fie afișat. N-am făcut decât un singur lucru.
mi-am oprit oameni la supraveghere, doi oameni în pană, să zicem așa, ca să schimb un alt echipaj, dacă cumva văd neregulă. Și le-am spus la cei care avem la supraveghere, fraților, știți care e povestea? Vă anunț de acum, nu voi permite să se copie. S-au uitat așa supraveghetorii, foarte surprinși la mine. Da, veți vedea că trebuie să sări și îmi opresc un echipaj în condiții care vă descoper că se întâmplă o pasare. Vă locuiesc, urgent, nu pot discuta. Mi s-a părut o glumă. Așa a început. La momentul în care am trecut sări, am surprins activitatea care era în toi. Am zis, liber, cei doi afară. Am băgat și el ăsta, am creat un sistem de un moment de panică grozav în toată școala, nu numai pentru echipajul meu, pentru subcomisia mea, ci la toate subcomisiile. Din clipa aceea nu s-a mai putut copia. La oral cât am stat, de s-a ascultat, la română și la engleză, am stat între cei doi profesori și am spus, eu pun notele, asist la cei ce faceți voi și nu vă permit să vă bateți joc de prezența mea. Am să înțelege că nu înțeleg și eu câte ceva și nu percep ce faceți voi aici. Așadar, din 92, niciunul, dar niciunul n-a luat bacalaureatul. Atenție, din 92, deci, niciunul n-a luat bacalaureatul. Asta, da? Nu 92, 98. Da, 98 s-a întâmplat chestia asta. Finalul. Fiindcă în trecerea mea pe la celelalte clase, am mai reușit, la Comănești am spus, da? La liceu din Comănești, din Comănești, acolo am fost. În trecerea mea pe la celelalte clase, pe culoarul acela unde erau și alte clase la celelalte subcomisii, am mai intrat și într-o sală de aceea. Și dacă am uitat, am mai găsit și acolo. Și acolo n-am făcut decât să notez și l-am tot scos afară pe respectiv. Vă spun, poate, ce cauți tu aici, în sala noastră? Tu, profesor, dacă tu ești inspector, ești președintele subcomisiei cutare, ce cauți asta? Finalul este că, la momentul când s-au desfăcut tezele, am fost dat afară din comisie. Mi s-a închis ușa, ca eu să nu mai fiu prezent acolo, s-a făcut o mișcare de tipul, știți, facem o pauză ca să pot ieși și când se mai intru, n-am mai putut intra. Da? Și așa s-au desfăcut tezele, nu s-a mai putut face la subcomisia mea, dar celelalte l-au băgat înapoi. Deci l-au băgat înapoi pe celelalte teze. Adică scoase tot, l-au băgat așa înapoi. Deci o vin la Ministerul Învățământului, toată, în prezența unui reprezentant al Ministerului s-a făcut toată activitatea asta. De mod dat afară. Deci, asta vă spun. Eu sunt unul de cei care am luptat de unul singur pe baricade încă de timpuriu și m-am... De când ați sesizat că încep lucrurile să o ia să nu mai fie în regulă. Da. Deci am văzut degradarea. Da. Foarte, foarte puternică. Foarte puternică. Și de aceea... Tot și asta după Revoluție, domnul profesor. După Revoluție s-a accentuat. Exact, la început. Da, după Revoluție s-a accentuat. În prima parte, primii ani au mai mers datorită inerției, până când au prins curajul și se poate face. Exact. Și asta numai datorită faptul că politicul s-a înfipt și ca director peste tot, în toate școlile, de la portar până la directorii școlilor, au fost politic puși toți oamenii. Bine, și interesul care e? Să facem o generație de proști? Nu, interesul este ca ei să-și... Știi ce mi-a spus Orban? În 98, Ludovic Orban, m-am dus la el, era ministrul al transportului, în 2008, în 2000, spune exact anul, înainte de alegeri. Și am stat de vorbă cu Ludovic Orban, în Ministerul de Interne, din Ministerul Transportului, acolo unde era ministru, și am spus, domnul profesor, aveți perfectă dreptate, dar dumneavoastră credeți că noi nu știm toată realitatea din învățământ? O știm perfect, domnul. Așa. Dar nu-și permite niciun politician să se ia de profesor, pentru că profesorii sunt agenții noștri electorali. Păi dar cum ar fi de politic și totuși? Păi da, dar cu gândul că sacrificăm tot, nu ne interesează pe noi. Că noi politicienii ne ducem cu copiii în exterior, așa, că avem bani, resurse, avem resurse. Da. Și ce? Dacă ăștia care rămân în țară or să ajungă de nimic, e foarte bine că atunci la îndemâna noastră sunt ușor de manipulat, un om neinstruit este ușor de manipulat, e la îndemâna ta. Și nu au încurajat ei inflația? Inflația, corupția? Sigur că da! Și totul, și tot ce înseamnă, domn profesor, păi de numai evaziunea. Gândiți-vă numai la evaziune, nu cum ați zis mai înainte. Cât, dacă s-ar contabiliza banii ăștia care sunt dați la meditații, cineva ar avea puterea
să contabilizeze. Da. Păi aici e vorba de, de o evaziune la nivel... La nivel național, dirijată. De evaziune bine dirijată, cu acceptul celor din conducere. Și atunci, adică, vedeți că... Nu, lucrurile sunt îmbinate, toată lumea. De aceea, pe profesori, nu trebuie să... Doar le arătăm pisica. Bă, stați cu mine, acolo, dar cumva așa, știți că voi faceți meditații, faceți... Știți că faceți bișnița aceea, povestea așa altădată, când la geografie neavând așa, atunci nu trece clasa, adică dacă dai bănuțul și sunt cu... Cosmin îmi povestea cum un nepoțic, o cunoștință de-a lui, anul trecut, până da la geografie, la sârbul acela care este renumit acolo la PTTR, de unde am plecat și eu, mi-a dat 100 sau 50 de euro, nu a putut să treacă clasa. Deci asta e marea problemă. Deci, de ce suntem în situația asta disperată? Păcat de copii ăștia, copiii să știți că nu, sunt buni copiii, și intelect au. Da. Păi tot, dar Dumnezeu a plecat cu zestrea aceea. Noi ne întâlnim la biserică și știm bine ce minune se poate și vedem acolo cât de frumos se spune despre puterea lui Dumnezeu și despre zestrea, darurile care pleci de acolo. Corect. Da? Darurile. Și sunt bajocorite datorită sistemului. Aici e marea dramă. Deci, voi acum, părinții, sunteți în cea mai dificilă situație. Cea mai dificilă situație din totdeauna. Dar suntem într-o situație degradantă. De la o suntem zi la... Suntem deja, domn profesor. Da, care e degradantă? Că nu mai avem ce să mai degradăm. Da. Terminat. Da. I-am terminat. Iată, venim aici, duminică, la ora 4 și jumătate, 5, 4 jumătate, acum ne apucăm de treabă și venim cu gândul că să mai facem ceva pentru copiii aceștia. Că filmul va fi înregistrat, îl punem pe internet, pentru copiii aceștia. Să vedem. Așa este. Hai încercăm, da? Începem. Deci, tema pentru clasa a 7-a. Geometrie, Miruna, am mărit, da? Geometrie. Ce mă bucur, Miruna, că de vineri când mi-ai propus să vinim, să vinim neapărat să mai întâlnim, mă bucur tare mult că atunci când te-am sunat eu, nu, tu m-ai sunat, ai zis că ne întâlnim, domn profesor, ce facem? Așa. Mama a sunat domn profesor și mi-a răspuns, mama era la biserică. Păi mi-ai sunat, îți vineți, da? Da, da. Vă trimis și mesaj. Da, da, am citit și mesajul. Trebuie să-ți recunosc. Că nu am văzut și mesajul, da. Bine, hai să vedem. Un test propus. Da, un test. Da. 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 Testul că... Testul numărul 3, varianta A, de la pagina 161. Numărul 3. Da. Varianta A. 1. Prima problemă. Se dă triunghiul ABC. Măsura unghiului ABC 30 de grade. La ce pagină, ca să-i spunem? 161. Pagina 161. Subiectul 1. Da, da. În ipoteză, triunghiul ABC cu măsura unghiului ABC 30 de grade. Măsura lui ABC, a lui B, da? 30 de grade. Da. Măsura lui BAC 105. BAC egal cu 105. AC egal cu 12 radical din 2. AC egal cu 12 radical din 2. Să aflăm în concluzie. Aria și perimetrul triunghiului ABC. Aria triunghiului ABC. Și perimetrul. Și perimetrul triunghiului ABC. Egal cu cine. Deci cine este? Cât este area și cât este triunghiul? Desenăm și noi un triunghi repede. Un triunghi care să aibă unghiul A de 105 grade, da? Începem un obtus din urmă, da? Peste 90 am trecut cu 30. Deci A, B, C, aici este de 30 de grade, da? Da. Și avem că 12 radical din 2. 105 este au. Unghiul A, 105, și că AC 12 radical din AC 12 radical din 2. Miruna, ca idee, radical. Care dintre laturi este cea mai mare? AB. BC. BC-ul este în cheamă mare, că se opune unghiul lui 205. Normal. Că la unghi mare și latura mai mare, unghi mai mic, cea mai mică latură va fi AC. Da? Vedeți că da? Sunt radical din radical. Așa. Radical din 2. Pare. Și unghiul ăsta latur știm acum, cât? Da? Cât este? 105 cu 35. 45 de grade. Ne se cere... Area triunghiului ABC. Păi mi-a
Noi știm acei 12 egal de 2. Da. Producem înălțime din A. Așa. A prim, să zicem. A prim, într-unghiul la A prim ce avem, nu, într-unghiul, ba da. Într-unghiul A, A prim ce avem... A prim ce te duci bine. Avem 90 de grade. 90 de grade aici. Și ce A la a doua? Stai puțin. Și unghiul ăla din A cât e atunci? Unghiul din A e... Ăsta de partea 45, lui. 45. 45 obligatoriu, nu? 45. Și asta ce spune Miruna? Că A prim e congruent cu ce A prim. Foarte tare. Deci ni pot. Ne-am gândit rezolvate. Rezolvate. Ai zis că ducem A prim perpendiculară pe BC. Rezultă de aici, din chestia asta, că unghiul C A prim A sau A prim măsura lui A prim C egal cu 90 de grade și de desubt adăugăm cum A C A prim măsura lui A C A prim egal cu câte? Cu 45 de grade. Rezultă din asta două, că și celălalt e tot de 45 de grade, adică rezultă că triunghiul A A prim C isoscel, lucru care mi-a trage atenția că în condițiile astea A A prim este cât ce A prim. A A prim egal cu ce A prim. Și acest lucru poate mi este de mare folos, să zicem. Păi A A prim, unghiul latru a opus unghiului 30 grade, deci mutatea e ipotenuză. Da, ipotenuza cine este? A A prim. Ipotenuza? Ipotenuza e AB. AB, și nu știm. Nu știu. Hai să rămânem aici. Rămânem aici și... Rămânem aici că avem latura, 12 corect. Radical din 2. Mm-hmm. Păi avem 12 radical din 2, totul a doua. Perfect. Deci în triunghiul A prim. În triunghiul A, A prim, C, conform teoremei lui Pitagora, că acel la pătrat, zicem așa, nu? Da, așa. Pătrat, egal cu A prim C la a doua, plus A prim la a doua. A, A prim la a doua. Și rezultă că... Cum ele sunt egale, că le avem aici, da. Rezultă că e echivalent, înlocuim. 144 ori 2, 288. 144 12 la pătrat. 12, da, 188. 12 la pătrat, corect. 288. Egal așa. Cu 2 ori A prim C. 2 ori A prim C. A prim C la pătrat. Da. Și împărțim prin 2. Da, și vom avea 144 egal cu A prim C la pătrat și A prim C va fi egal cu 12. Deci de aici rezultă că A prim A prim A prim C e egal 12. Cu 12. A prim e 12. Și egal cu A prim. Și egal cu înălțime. Da. Sigur că da. Da. Alo. Salut, Raul, salut. Eu sunt într-o lecție, nu se vede acum, nu știu ce se întâmplă la calculator, dar sunt într-o lecție de matematică la clasa a 7-a. Vreți să mă întreb ceva, probabil, nu? După nu, îți dau eu un semnal la Raul când am terminat. Ca să mă suni și să... Probabil că ai o problemă, să stăm de vorbă, bine? Bine, așa facem. Stai să vedem dacă stau până la 8:30. Nu stau până la 8:30 astăzi. Te sun, da, da, da. Așa facem. La revedere. Deci, se întâmplă... A prim C, hai azi. A prim C este 12. Și e egal cu A prim. Deci A prim C. E 12 și egal cu A prim. Egal cu A prim. În triunghiul A, B, A prim avem A, B, A prim. Lata deci, opusă unghiului de 30 grade și mă lăsă impotenuză. Deci asta am aflat adică, 12, da? Da, adică asta 24. E tot de 12 aflată. Avei 24. Asta ai spus repede 24 prin dublu ATP. În triunghiul A, B, A prim facem teorema lui Pitagora și la punem pe BA prim, ca să știm cât e BC toată. Exact. Și atunci, repede, deci în triunghiul care vorbim? În triunghiul A, A prim A, A prim B. În teorema lui Pitagora. Pitagora, deci B, A prim
la pătrat. La pătrat egal cu B, nu, BA la pătrat. Da, AB la pătrat minus... Nu, nu era BA la pătrat? Hai, domn, puteți să zici așa. Și asta la pătrat este din asta minus ea la pătrat. Se poate face și așa, nu? Știm asta. Egal cu AB la pătrat minus... AA prim la pătrat. Lucru care îmi spune că înseamnă 24 la pătrat, nu? Da. 576. Parcă așa zic eu. 576. Da, deci egal cu 576. Minus 144. Adică imediat îți spun și problema care avem de făcut. O facem acum. 576, domn profesor. 576 și face? 432. 432. De unde rezultă că numai BA prim? BA prim egal cu radical din 432. Da. Și egal cu... Sigur. Îți face radicalul de acolo. Între timp, Adi, să dăm un triunghiul alecare, vedem ipoteza. Da. Ai scris ipoteza? Da, am scris-o, tată. Ai scris-o, da? Da. Am construit triunghiul aproximativ ăsta mai mare de... să fie în jur de 105 ca să corespundă realității. Da. Deci mai mare de 90 de grade, cu alte cuvinte. Așa, și fie un pic mai mare. Ăsta să fie aproximativ de 30 de grade să corespundă, așa cum am spus. Și ne-a rămas ca asta de încolo să fie de 45 de grade, suma unghiurilor într-un triunghi. Da? Și am unit, și am făcut triunghiul A, B, C. Da. 105, 45 și 30 de grade, da? Da. Și acum am și în ipoteză că e 12 radical din 2. AC, este scris, da? AC e 12 radical din 2. Am dus pe AA prim. Deci AA prim am dus-o înălțimea. Înălțimea, da. Perpendiculară pe BC. Da? Și problema s-a spus, află area triunghiului ABC și cu perimetrul triunghiului ABC. Deci 12 radical din 3, domn profesor, o aflat. O secundă. Și du-te mai departe, ca să stai așa. Păi, are și perimetru, da. Are și perimetru, termeni problema și noi termeni și noi ideea. Deci, Adi, închipuiți că aveai numai asta, 12 radical din 2, ăsta este 45 de grade, cât va fi în triunghiul ăsta dreptunghic, că dacă e și 90, va fi și ăsta de aici? 45, ca să facă 90, da? Bun. Ce înseamnă că ăsta de 45 și ăsta e 45? Când într-un triunghi se întâmplă ca unghiul de la bază să fie egale... Într-un triunghi e isoscel. Și atunci A prim este cât ce A prim. Uite și am scris și noi. Redactează repede. Deci A prim pe BC. Am scris. Rezultă că măsura lui A prim C este 90 de grade. Da? Și am adăugat de desubt că A prim, măsura lui A prim e de 45. Rezultă din cele două că triunghiul AA prim C este isoscel, care înseamnă că AA prim este cât ce A prim. AA prim egal cu C A prim. Și în triunghiul AA prim C, în triunghiul AA prim C, coborând în Pitagora, urmează că AC pătrat egal cu A prim C la pătrat plus AA prim la pătrat. Ei, așa este, nu? În triunghi dreptunghic, ipotenuza la pătrat, deci suma dintre cateta asta la pătrat și plus asta la pătrat. Asta am transcris. Cum A prim egal cu ce A prim, ne-am zis AC la pătrat era 12 radical din 2 la pătrat, fac 288. Este de două ori A prim C la pătrat. De unde rezultă că numai A prim C e jumătate din 288. Da, 144. Și atunci AC prim e radical. A prim C este radical. Din 144, 12. A prim C e congruent cu A prim, adică și A prim e 12. Corect. Deci avem informația asta. 12, 12. Și Miruna se sesizează că în triunghiul AA prim B, în AA prim B, e un triunghi dreptunghic și aici este 90 grade, nu se înțelege. Și cum cateta opusă este A prim de 12, ipotenuza e dublă. Uh-huh. 24, că să fie că am așa chestie. Aici ce am mai scris noi?
Așa, am pus repede 24, da? Bun. Și acum, în triunghiul A, A prim. Dar n-am redactat asta, hai să redactez. Deci vă spune, în triunghiul, Miruna, să redactez și tu chestia asta. În triunghiul A, A prim B, în triunghiul acesta, A prim B, avem acoladă că măsura unghiului B este de 30 de grade și măsura lui A prim este de 90 de grade, rezultă din această, în acest moment că AB, ipotenuza AB, este de două ori cateta opusă, adică de două ori A prim, care înseamnă că este egal cu 24. Bun, adică. Și acum, în triunghiul A prim B, da, avem că BA prim, adică o catetă la pătrat, egal cu ipotenuza toată la pătrat, AB la pătrat, care este 24 la pătrat și face 576, minus cealaltă catetă, că poate fi făcută și așa teorema lui Pitagora. Da? Da. Deci ipotenuza la pătrat e suma pătratelor catetelor, sau o catetă este la pătrat egal cu ipotenuza la pătrat minus cealaltă catetă la pătrat. Este, dacă vezi calculul rapid de acolo, duci într-un membru în celălalt. Și iată că am ajuns la BA prim egal cu radical din 432. Da. E 576 minus 144, 4 radical din 432, care înseamnă cât a de aici? Înseamnă cât în Miruna mi-a spus, radical din? 12 radical din 3. 12 radical din 3. Deci, după ce se face calculul, e 12 radical din 3, iată, BA prim. Și dacă știm pe BA prim, știm pe toată BC. Și BC va fi egală cu toată. BC e 12 plus 12 radical din 3. Care înseamnă 12, să scoatem factor și vine 12 pe lângă, 1 plus radical din 3. Da? Eu am uitat că se filmează, tu ai venit un pic mai târziu și am dublat acum filmul. Explicând încă o dată, filmarea aceea s-a dublat, da? Nu e nimic, înseamnă că am înțeles-o și eu, da? Deci, BC egal cu 12 pe lângă 1 plus radical din 3, am găsit pe BC. Și acum, ca să fac perimetrul triunghiului, sau perimetrul triunghiului, să zicem. Perimetrul triunghiului ABC este suma laturilor, da? Da, adică, AC, adică 12 radical din 2. 12 radical din 2 plus... Plus 12. 24 plus... A, 24 plus 12 pe lângă 1 plus, plus radical din 3. Da. Și scoatem un 12 în factor la un capăt la celălalt. Da. Și ar fi 12 pe lângă un radical din 2, da, plus 12. Plus 12 sau 2. 2, mă, cred că de 2 ori 12 fac 24. Plus 2, da. 2. Că nu-i 12 ori 12, 144. Plus 2. Plus 2. 2. Și plus 1 plus radical din 3. Și face egal cu 12 pe lângă radical din 2. Radical din 2. Plus 3. Radical din 3. Și plus 3. 12 pe lângă radical din 2 plus radical din 3 plus 3. Acesta e perimetrul triunghiului ABC. Iar area triunghiului ABC acum va fi egal baza BC. Baza ori înălțimea pe 2. Adică baza. 12 pe lângă 1 plus radical din 3. 1 plus radical din 3, corect. Ori înălțimea care e 12. Ori 12. Supra 2. Da. Și 2 cu 12 se simplifică. 6. 6, da. Și iată vine 2. 6 ori 12, 72. 72 pe lângă 1 plus radical din 3. Așa. 72 pe lângă 1 plus radical din 3. Și acum am reușit, practic, să vedem și area acestui triunghi. În final putem spune că tot ce s-a cerut a fost rezolvat. Da, da. Și la problema a doua. Am bătat la problemă. Da. Mama lui Alex, cum se vede pe online? Da, nu se vede, știm bine, nu se vede, nu se aude, am încercat să sun pe băiatul ăsta care ieșea și nu răspunde. Nu se vede, porcărie. Nu, dar înregistrăm.
Este numai că nu poate să vadă mama și nu poate să vadă și alții care ar mai fi interesați. Astăzi, dar nu cred eu că stă cineva la ora asta, duminica. Asta e, da. La matematică. Aici, Adi, hai să spunem pe ce dreaptă, nu e performanța ta. E a mamei și a lui tata de tot trebuie să faci. Nu, eu am vrut. Ai vrut un? Da. Păi tare atunci. Am și scolat-o pe mama. Bravo. Asta e lucru minunat. Mi-am sunat. Să nu te-ai mărișit de la Miruna. Că Miruna m-a sunat de nu știu câte ori astăzi dimineață. Și iată că... Mai întâi mi-a spus la 5 și după aia la 4. Păi da, pentru că așa a fost inițial la 5, că da, domnul profesor ne-a sunat și a zis să venim la 4. Am zis să venim. Și în 10 minute ne-am mobilizat și am venit. Zicem, următoare. Problema 2. Dacă A mic, B mic, C mic sunt laturile, lungimile laturilor unui triunghi ABC. Deci dacă A mic, B mic, C mic, laturi. Lungimile laturilor. Da, ale triunghiului ABC. Și A plus B egal cu radical din C pătrat plus 2AB. Radical din C, din C pătrat sub radical. C pătrat, da, plus 2AB. Când ar fi avut rost da. Radical din C pătrat, ar fi fost C. Normal. Da. Plus 2AB, să arătăm că triunghiul este dreptunghiul. Să rezulte că triunghiul, în concluzie, triunghiul ABC dreptunghiul. Da. Dreptunghiul. Da. Nu s-a auzit, Alo. Am rezolvat. Bună seara. S-a auzit. Hai, nu se aude. Da, eu sunt. Da, dar nu-i scu. Mă joacă. Da, eu sunt într-o lecție de matematică, mă sunați după ora 8. Sunt într-o lecție? Da. În seara asta, da, sunt într-o lecție de matematică și nu pot. Bine. La revedere, vă salut. Așa. Cum credeți că vom lucra? Le aducem pe amândouă la a doua, A plus B tot la a doua. Deci prelucrăm relația. Da. Da? Asta trebuie să zicem. Avem relația sau prelucrăm? Să vedem ce iese din ea. Deci o luăm de o parte și zicem A plus B, Adi. A plus B tot la a doua. A plus B egal cu, să zicem, egal cu, le scriu încă o dată. Egal cu radical din C pătrat plus 2AB. Echivalent. Echivalent cu A plus B tot la pătrat. Da. Pătrat egal cu C pătrat plus C pătrat plus 2AB. Așa. Echivalent, da, bine. C pătrat. Facem binomul ăla, pus B tot de la pătrat. Prelucrăm! Nu putem lăsa așa, prelucrăm. A la a doua. Echivalent, v-a spune că A la a doua. A la a doua plus 2AB. Da. Plus B pătrat. Da. Egal cu C pătrat plus 2AB. Așa. Să duci 2AB în partea cealaltă. Eu dată tăiem, da. Să mă tăiem. Din 2AB cu 2AB. 2AB cu 2AB și o să rămână că A pătrat plus B pătrat egal cu C pătrat și am aflat. Păi în ce unghi intervenim? În A. Ba nu, în ce? În C pătrat egal cu A pătrat plus B pătrat, domn profesor. Uite, C pătrat egal la de. Da. C pătrat este egal cu... Uite de aici. C pătrat egal cu A pătrat. A pătrat plus B pătrat. În ce unghi dreptunghi? Și dreptunghi în C. Da. Deci măsura lui unghiului C, măsura lui C, egal cu 90 de grade. Și asta s-a terminat. Mergem mai departe, da. O altă problemă, nu? Problema 3. Putem problema... să facem și figură? Bun. Dar n-ai nevoie. Adi, dacă n-am utilizat deloc, am avut numai relația aceea, am prelucrat-o pur și simplu și ne-am dus spre triunghi dreptunghi, da? Deci nu avem nevoie să... încărcăm. Te rog. 3, da? Da. Ce spune la 3? A, B, C, D, un ce este trapez? Deci, în ipoteză... A, B, C, D este un trapez. A, B, C, D. Trapez. A, B paralelă cu C, D. A, B paralelă cu C, D. Măsura unghiului B, A, D. Măsura unghiului... B, A, D. B, A, D. Egală cu măsura unghiului A, D, C și egală cu 90. A, D, C
și egal cu 90 de grade. Deci este un trapez dreptunghic, da? Da. E aparține lui AD. E. Aparține lui AD. Astfel încât. Așa încât. AE egal de două ori DE. AE egal de două ori DE. Dacă AC e perpendiculară pe BE. AC e perpendiculară pe BE. Dacă AB e egal cu 18 cm. Și AB egal cu 18 cm. De ce 12 cm? De ce 12 cm? Să aflăm în concluzie aria și perimetrul trapezului. Aria lui ABCD și perimetrul. Și perimetrul lui ABCD. Deci ne închipuim, adică ne închipuim, luăm un trapez dreptunghic. Dreptunghic, direct. Așa avem fixat în ipoteză. Iată, acesta e trapezul dreptunghic. În A și în D, deci iau așa A, B, C, D, zice în A și în D 90 de grade, ia aparținul AD, lui AD, dar nu oricum AD, de doar DE, adică eu împarte, ar fi cazul să împarte în trei părți egale. Și AE, AE e de două ori E, de E. Deci, eu aici este. Dacă mi se spune că AE e de două ori de E, am înțeles să împart pe AD în două ori, în trei, pardon, și să iau AE de două ori de E. Iar AC e pe primul pe BE. AC, uite așa, aici este pe AC, pe BE, o secundă, pe BE. Așa. Nu așa aici, ci pe B, E. Ne închipui ca fi 90 de grade, deși nu e în figură tocmai potrivită chestia asta. Cred că dacă am să schimb un pic aici, pe mai aproape, mă apropii cât de cât. Așa. Uitați, am făcut modificarea asta adic, ca să corespundă mai bine realității. Iată, B-ul aici, și atunci unghiul de aici s-a apropiat de 90 grade, mai mult decât era înainte. Eu puteam să accept că e 90 de grade, dar vreau să fie figura cât mai aproape de realitate. Și atunci, iată că avem și acesta, aceste lucruri. AC perpendicular pe BE, am văzut. AB de 18. Da. 18 cm. DC. De ce de 12 cm? Și cam atât, da? Da. Trasăm înălțimea din C și din D. Din C și din D. Din D aș vrea să o duc și tu, Adi. Unde pic înălțimea din D? Da. Din D mă interesează cel mai mult. Oare unde pic înălțimea din D? Pe AB, sigur că da. Dar unde e pe AB? Într-un punct. Unde crezi? Unde? N-am, mă, dar de ce stai, mă, și te, mă ții în starea asta de tensiune aici? Tu îți dai seama că, măi, discută, mă, n-am, trebuie să fie 90 de grade perpendiculară. De ce aici este? Ca și cum te-aș întreba, Adi, între unghiul dreptunghic, înălțimea, unghiul aici e înălțimea din B, să spunem, A, BAC, da? Unde pică înălțimea din B? În A. În A, dar din C? Din C? Înălțimea de zici. Tot în A. Pentru că ai ales catetele perpendiculare, deci din... Bun. Și acum înălțimea... Din C ce prim? Din C. Deci în A cu ce prim. Corect. Ce prim. Și atunci? Și o să obținem un dreptunghi. Salut, Ionescu, bine că mai sunam, mă, ce mă bucură, Ionescu.
Numai să văd dacă mă poți ajuta. Nu merge deloc internetul, nu. Am găsit acum, mă fac o lecție și mă sună și nu pot intra în direct și fac ei. Da? Bine, mersi frumos. Mulțumesc mult de tot. Salut. Așa. Repară? Probabil că da, uite, așa încep. Deci, în triunghiul acesta... Și o să ținem în drept unghi, adică AC, primul egal de 12 cm. Asta de 12 adi, da. Și? Notăm C prim B cu un A și... C prim B... C prim B... O notez cu ceva, da? Cu amic, să zicem. Cu amic, da. Da, aici cu amic. Mai ia uite mă, că ce că e 6 mă, că e 18 toată și minus 12 și 6 mă, de ce mă țin? 6. 6 este, da? Deci da. Ce prim este de 6. Așa, o să gândiți acolo să mă cablez ca să intru și eu în gândire, că ăsta, el o rezolvat, o văd acum. Așa. Deci, discutați acolo ce mai trebuie făcut, da? Adi, te rog. Ne vezi ce trebuie făcut. Deci mai aflăm înălțimea. Deci trebuie să afli înălțimea. Dacă ne folosim și de chestia aia, că aia e de două ori. De... Neapărat! Nu uitați de asta, că nu întâmplător odată. Exact. Adică, deci, chestia aceea cu aia este de două ori, este esențial acolo. Sigur. Ia vezi cum reușești să valorifici chestia asta. Ca e este de două ori acolo, cred că acolo e miezul problemei. Că sigur că da. A e de două ori de ce? De sensibil când se înregistrează, hai să omor șirul ăsta.